Accident rutier astăzi la ieșirea din localitatea Orșova spre Topleț. Accidentul s-a produs între două autoturisme, iar la sosirea pompierilor o persoană se afla blocată într-unul din autoturisme. Două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Orșova au intervenit cu auto specială de stingere cu modul de descarcerare cu ambulanță Smurd la un accident produs pe DN6. În accident au fost implicate trei persoane, două dintre acestea suferind politraumatisme. Două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Orșova au intervenit cu o auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță Smurd la un accident rutier produs între două autoturisme pe drumul național 6 la ieșirea din localitatea Orșova spre localitatea Topleț. La sosirea salvatorilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru descarcerarea acesteia. În accident au fost implicate trei persoane, două dintre acestea suferind politraumatisme, care, după acordarea primului ajutor medical de către echipajele SAJ, au fost transportate la unitatea de primiri urgente din Drobeta Turnul Severin. Cea de-a treia persoană implicată în accident a fost evaluată de către echipajul de paramedici Smurd, însă a refuzat transportul la spital. În sprijinul pompierilor mehedințeni a intervenit și un echipaj de la ISU Caraș, care a asigurat măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului.